Ei, dragii mei, da, am pornit video, am crezut că nu am pornit. Bună, bună, dragii mei, azi facem niște legume la cuptor, da? O să facem niște legume la cuptor, cartofi, vinete, ardei iute, ardei gras, ok? Când e gata prăjit, când o să fie gata toată asta, bineînțeles că o să pun și vinetele, mai târziu că sunt la congelator. O tocăniță de așa un fel de leci cu cartofi. I-am tăiat foarte subtil cartofii și este damp, nu este prăjeală, ca să se facă cât mai repede, da? Și bineînțeles, când suntem gata, o să vă arăt și când este gata mâncarea, o să vă pun pe farfurie. Bineînțeles că la soț o să pun o bucată de ceafă prăjită, pentru că el fără carne nu mănâncă, oricum este foarte slab. Are nevoie de toate proteinele posibile. Așa, dragii mei, că astăzi o să savurăm, bineînțeles, ardei iute, dar din grădină de la noi tot. Aici am vinetele înghețate, trebuie să le scot. Și aici am tocana de legume, ca să zic așa, foarte bună. O fac picantă, sare, piper picantă, toate legumele tăiate proaspete din grădină, ardeiul gras tot, doar vinetele tot din grădină, dar s-a înghețat. Și bineînțeles ardeiul iute, care o să-l pun mai un pic mai la urmă. Aici am pus gogoșar verde, gogoșar galben, gogoșar roșu, cartofii, tot ce trebuie, ceapă. Și le fac la danf, adică la abur, nu le fac prăjite, pentru că nu sunt așa de bune. O să le las să se facă încet la danf și când sunt gata, o să vă țin la curent cu ce am făcut astăzi. Și bineînțeles o să vă pun și porția pe masă. Lăsăm până sunt cartofii gata și pe urmă putem ca să le savurăm după ce prăjim și carnea. Doar cartofii trebuie să fie gata. Da, am pus prima dată ceapa, am călit un pic ardei și pe urmă am pus cartoful, tăiat foarte subțire și pe urmă așteptăm să se facă. Și la urmă o să-i tai un ardei iute 2. Eu o să-i tai pe ăștia 2, da? Ăștia 2 roșii o să-i tai când este gata. Și o să-i pun acolo pentru că este mâncare picantă. Noi o iubim. Vă îmbrățișez cu drag și toate cele bune. Doamne ajută, o zi magică vă doresc. Ciao, ciao!